Conducerea primăriei Buzău a prezentat un raport financiar în plenul Consiliului Local Municipal, din care a reieșit economiile realizate la buget în ultimii ani. Potrivit primarului Constantin Toma, cursurile de formare profesională la care funcționarii publici au participat în trecut au fost formale, motiv pentru care ulterior au fost realizate în cadrul primăriei. În 2015, primăria Buzău a cheltuit pentru programe de formare profesională suma de 176.000 de euro. Participând personal la un astfel de cursuri în 2016, am constatat că totul este formal. Această formă de pregătire, între ghilimele, însemnând de fapt turismul, înseamnă că cele mai multe instruiri s-au realizat în sediul primăriei, la locul desfășurării proceselor interne și de deservire a cetățenilor. Deși s-a făcut o economie din 2017 până acum de peste 1 milion de euro, la această sumă se mai poate adăuga și faptul că s-a lucrat cu mai puțin de 30% din personal, ceea ce înseamnă încă o economie substanțială. Primarul orașului a fost acuzat de lipsă de eleganță de către unul dintre aleșii locali, vis-a-vis de declarația făcută. Este lipsit de eleganță să spui că ce a făcut Agenția Națională a Funcționarilor Publici reprezenta un turism, nu o pregătire profesională. Este o metodă de management pe care v-ați asumat-o. Sunt multe exagerări. Sunt și realizări, nu le poți nega. Sunt multe lucruri care nu le poți verifica. Dar haideți să vă dau un exemplu. Vorbim de funcția aceea care a spus-o, de coordonare. Adică coordonarea, comunicarea, la baza coordonării este comunicarea între departamentele și componentele unui sistem administrativ. Da? Vă dau un exemplu personal. De 22 de ani am cumpărat o casă veche, am demolat-o cu autorizație. Am construit o casă nouă cu autorizație. Deci cu știrea primăriei. De atât timp și acum, după metoda Kaizen, la aceeași adresă vin toate obligațiile fiscale și a fostului proprietar. Am informat la vremea respectivă. De anul viitor, a mai anunțat conducerea primăriei, administrația locală ar urma să funcționeze în baza unei organigrame de funcții cu un număr mai mic de angajați, ceea ce ar însemna și cheltuieli mai puține.